Salutare, first playeri! Paște fericit! Am găsit un joc pe care mi l-ați cerut în comentarii, Area F2. Am zis-o că nu fac piraterie, că nu descarc, dar am intrat pe TapTap și am luat jocul ăsta. Îi se zice, porecla de Rainbow Six Siege pe mobil. Și, sincer, din câte am jucat până acum, cam așa e. Aici ai două instanțe de joc, adică în prima fază trebuie să cucerești o clădire, trimiți dronele, vezi de să ascund băieții, apoi a doua variantă este să stai tu în clădire, să spui capcane, și aștepți pe băieți să intre peste tine. Jocul ăsta s-a lansat în numai câteva țări din lume, gen Filipine, Indonezia, Canada, Germania, de-astea, nu și la noi, dar l-am găsit pe TapTap. Aș minți dacă aș spune că n-are bug-uri, în ideea că mai devreme, când am încercat să fac tutorialul, m-a scos din joc și apoi m-a băgat direct în acțiune. Deci, na. Căutăm omuleț acum cu care să jucăm. Suntem pe server de Germania, unde pe semne că e lansat jocul. Am făcut câteva kill-uri, mă așteptam sincer să mor fără să fac niciun kill, am făcut vreo 3 până acum. Team Blue și Team Red. Trebuie să aleg un punct de spawnare. Hai să zicem la Gates. Ok, trebuie să-mi aleg rolul, pe care nu mă lasă să-mi-l aleg pentru că sunt la început. Am și niște perks acolo. Select Weapons and Gadgets, am numai una, nu pot să aleg altele pentru că, vedeți voi, nu-mi deblocat nimic, sunt doar un rookie mărât. Am și explozibil pe care pot să-l pun pe porțile alea să le bubui, am și drone pe care le scol la înaintare și multe butoane. Am inclusiv butoane de alea care te uiți după o coloană, după un perete. Ăsta nu e joc de la gen Standoff sau Counter-Strike, ăsta este joc din ăla cu care, cum se zicea la Rainbow Six Siege, cu care se antrenează forțele speciale când se pregătesc de luptă. Nu e o glumă, am înțeles că poliția din Moscova se antrena cu așa ceva. Și nu este o glumă. Acum nu mă întrebați când se lansează jocul ăsta, că nu știe nimeni. Area F2. Mă întreb dacă are vreo legătură cu Ubisoft și cu Rainbow Six, dar nu scrie nicăieri Tom Clancy, așa că nu. Ok, acum controlez drona și mă duc să fac scouting în clădirea asta, să văd unde se ascund nemernicii aia. Nemernicii aia își pun așa, sârmă ghimpată, își pun explozibil și o bombă chimică. Pe mine asta m-a omorât în prima rundă. Am făcut două kill-uri consecutive și dintr-o dată mi-a dat un nemernic cu bombă chimică. A activat-o de la distanță și m-a otrăvit și am murit. Opa! Ia uite ce am găsit. E unul care stă la fereastră. De reținut. Aha, deci aici stau băieții. Am lăsat drona acolo ca să știu să folosesc ca punct de reper, pentru că mi-o arată pe hartă. Ok, deci acum o să-mi arate pe hartă drona și o știu unde să mă duc. Porcii văd că stau pe acoperiș. Am și grappling hook, sau cel puțin aveam. Văd că de data asta nu mai am. E mișto grappling hook-ul ăla, te urci cu el pe acoperiș. Uite cum face ala acum. Nu e o idee foarte bună, că am văzut că stă un nemernic la fereastră. Acum o să pun niște explozibil. Ok, și îl detonăm. Ce nu-mi place la jocul ăsta e felul în care pui ținta. E foarte largă ținta asta. Paranoia. Parcă pe aici văzusem eu. Pe aici am lăsasem eu drona. Opa. Uite-mă, l-a dovedit pe ăla. A intrat omulețul meu. Hai să dăm o grenadă. Ce înfundat s-a auzit. Deci cred că undeva pe aici trebuie să-i facem pe ăștia, să-i frăgezim. Păcat că nu pot să găuresc pereții așa. Se fac kill-uri aici. Hai că am intrat peste ei. Uite-l pe ăsta. Ce-ai făcut, bobiță? Sper să nu ne dea cu... Am câștigat. Am zis să sper să nu ne dea cu gaz de la dubios, dar nu ne-am mai dat cu gaz dubios, că asta s-a terminat provizia de sconc și... Asta e. Mamă, cum a fost asta. Epic. E, dacă vi s-a părut ușoară treaba asta, asta să vedeți ce greu e să ne păzim acum. Se schimbă rolurile. Ok. Ăsta e personajul meu.
Ah, pot să fiu și swamp. Dar vreau să fiu swamp. Swamp asta e inutil. Asta e ultima soluție. Când vin inamicii și trebuie să dai cu chestia aia chimică. Dar nu vreau să fiu swamp. Cel mai nașpa. Vezi că are și SMG-ul, că nu poate să se miște foarte ușor cu arme complexe, costumul ăla chimic. În fine. Asta e. Aveți un personaj cu scut și cu turetă. Și unul care curentează, Shocker, care seamănă cu personajul negativ din ultimul joc, Spider-Man. Îmi scap acum cum îi zice. Ăla era jucat de Jake Gyllenhaal. Mamă, dar se încarcă greu Shocker-ul ăsta, greu, 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 greu. Am instalat Dio Recorder într-o variantă nouă care îți afișează automat de la Watermark. Reinforce the wall. Văd că băieții ăștia au o abordare destul de agresivă. Preferă să se apere atacând, ca să zic așa. Get. Am blocat peretele. Așa. Ar merge niște sârmă ghimpată aici. Bun. Hai să mai punem una și aici. Ce tragă aia, frate? Băi, alo, alo! Alo! Bă! Ce cârnat era să mă blocheze acolo. Teoretic ar trebui să pun și o grenadă cu gaz. Așa. Și... așteptăm. Din câte știu, erau și niște camere de filmat. La care mă puteam uita să văd pe aia că vin. Dar cred că personajul ăsta nu le are. A, ba da, uite. Monitor. Ia uite. Intră pe sus. Și-au distrus camera. Băi, naibii. Na, interesant. Sunt niște ferestre acolo sus. De reținut treaba asta. Sunt curios dacă pe noi ne afectează gazul ăla. Mă rog, pe mine nu, că na. Am personaj de la... care e protejat de gaze. Are costumul ăla special. Adevărul e că avem nevoie de un Rainbow Six Siege pe mobil. O și zis ăia de la Ubisoft că o să facă unul. Și multe derivate din seria asta. Aș sta pe burta aici să-i pândesc. Sau măcar pe vine. Ăștia vin guns blazing. Trag, împing, nebunii. Hai să vă arăt comanda aia specială. Stai aici. Apeși butonul ăsta. Vezi? Șmecher. Cam ăsta ar fi butonul. Cred că aveam unul și în PUBG. Oh. Hai mă, veniți și pe aici să vă gazeze tăticul. Cu beșina porcului. Aici e curent electric. Îi prăjește șocărul. Vedeți, sus e un timer. Mai sunt 2 minute și 22 de secunde până se termină runda. Și dacă rămâne chestia asta apărată, bomba, suntem ok. Ia uzi. Bum, 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 bum. Shit. Decojiți, tăticule, decojiți. Mamă, o să le dau acum una pe hol. Hai că ați încurcat-o. Cum naiba m-a omorât ăla, frate? Se presupune că se asfixia prin chestia aia, nu? Asfixia. Nu știu ce am zis. Mă, pe cineva cred că am prăjit totuși. Și cum naiba m-a nimerit, mă? Că au intrat peste noi porcii. Incredibil. E mult mai bine să fie atacator decât apărător, zic eu. Dar mai e 1 minut și 12 secunde. Dacă mai rezistăm timpul ăsta, cred că câștigăm runda. Mamă, ce are ăsta? Și Magnum și UMP9. Ia să vedem scoreboard-ul. Sunt pe locul 4 din 5. Could be worse. Văd că iau și microfonul, vorbesc între ei. Face treabă foarte bună băiatul ăsta. Și a lăsat și o găurică ca să pot să tragă în ei. Dar mă întreb unde naiba sunt inamicii. Morți din câte văd, 3 sunt morți, au rămas 2.
Eu singurul care a murit de la noi. Da, hai facem clar. Opa! Scandal! Opa! N-a murit, mă! Bă, cu pistolul, mă! Ca stăpânii jocurilor, shooter! Acest maestru! Vedeți cât de greu a fost să-l țintească? E foarte iurea ținta în jocul ăsta, că e foarte mare. E greu să încadrezi ceva în centru, dar hei! Este joc de la profi. Runda a treia. Hai să zicem că de data asta o să fiu la dump. Rookie, nu. Pot să fiu magnet. N-aș că după ce schimb clasa, nu poți să te mai întorci la alta sau bada porții. Atacator sau magnet, care folosește EMP. Hai să fiu rookie, că mie îmi place rookie. Shotgun, nu. O lăsăm pe asta. Magnum, mamă, mișto Magnumul. Smoke grenade sau explozibil? Explozibil, tată. Grenadă sau flashbang? Hai să începem cu flashbang-ul de data asta. O să dea lumina albă și dacă o dai când trebuie, poți să-i faci pe micuți rău de tot. Acum, jocul ăsta mai are nevoie de niște moduri de joc și niște extra-uri ca să se dea Rainbow Six Siege pe mobil. Niște extra hărți, n-ar strica, extra clase de personaje, misiuni. Misiuni complexe de training în care deblochezi chestii. Erau întregi scenarii în Rainbow Six la un moment dat. Trebuia să aperi niște ostatici, trebuia să-i salvezi. Veneau unii să atace o casă în care era un diplomat. Nu mă refer la tort, ci la un ambasador. Cum ar fi? Să atace unii un tort diplomat. Tot aici stau ăștia, fa pariu. Nu? Nu, i-am mutat. 15 seconds until the battle starts. Ce avem noi aici? Nu? 10 seconds left. Opa. Uite-l pe omul cu gaze. M-a omorât. 5 seconds left. Măcar știm că nu mai este în aceeași zonă ca mai devreme. Protect the target in the battle phase. Ok, să trecem la treabă. Am flashbang și alte chestii. Cum se urcă la pe clădire, bă, băiatule, bă. Și ăsta, toată lumea se urcă pe clădire, numai eu, nu? Eu o iau pe jos. Unde e bubuială? Use a hook gun. A, se pare că am și eu, e contextual. Shit. Ok, dar eu o să iau pe jos. Mamă. Eu omor grav pe ea. Stăm bine deja. Cred că deja e gata runda, au câștigat-o. Opa, 3 la 2, au mai murit din oamenii mei. Până urc eu. Ia să vedem. Opa. Deci, ăla a tras prin perete. Cât wall să ai? S-au tras din spatele meu? Ia să vedem reluarea. Era în spatele meu, porcu. Era în spatele meu, nemernicu. Bă. Am câștigat, aparent. Cum că e 2 la 0? Aba, nu. E 2 la 2? N-am înțeles-o pe asta. Mi se pare că inamicul mai avea două unități, dar nu știu ce făcea cu ele. Prostul, în loc să stea lângă aia să o apere, se plimba pe hol, omul cu gazul. Nu și-a făcut treaba, omul cu gazul.
Ok, hai să mai jucăm una. Deși nu prea am suport să joc apărător. Ah, asta a fost tot. Primii la 3, să înțeleg. Ok. MVP. Eu pe ce loc am ieșit oare? Ultimul loc, cel mai amărât copil. Am făcut și un kill și am murit de 2 ori. Sadness. Hai să mergem în lobby să vă mai arăt din jocul ăsta una alta. Ok, deci ăsta e nivelul meu. Statistici. Și ce sunt mai multe moduri de joc? Ranked și casual. Așa, ranked la nivelul 5. Ăștia sunt agenții pe care îi poți debloca. Atacatori și apărători. N-avem skin-uri încă. Ai și un shop unde poți să cumperi o grămadă de pack-uri, cadouri, nebunii. Arme. Mamă, cum arată armele astea. Ui! Ok, events. Primești câte ceva în fiecare zi. Am primit și un memorial badge. Ranked n-avem. Hai să intrăm aici. Deci avem rookie, pe care l-am jucat, casual, room și bootcamp. La room, cred că poți să faci cu prietenii o cameră și să-i inviți pe amici să vă jucați împreună. Poate facem asta pe un live. Bootcamp e tutorial. Și casual. Stai, cum era? Casual. One mode, one map. Casual este all modes, all maps. Room e custom mode, custom map. Chiar hai să vedem care sunt modurile. Și eu uite aici. Threat Elimination, Demolition și mai ai Cargo Dock, Mexico, Mansion, Russian Station, Hot Springs. Deci m-am înșelat când am zis că jocul are o hartă și un mod. Foarte drăguț. Ia să mergem la casual. Să vedem ce mod pică. Am văzut că Elimination ar trebui să fie chestia aia cu bomba, cu gaz și explosiv, bănuiesc că bombă explozibilă, deci n-ar fi mare diferență. Dar îmi place că sunt mai multe hărți, deși dacă bătălia se dă indoors, nu prea mai contează harta. Dacă știi cum zic. Găsești mai repede server în jocul ăsta nelansat decât în Dead by Daylight lansat. Uite, Mexic. S-a schimbat harta. Aici trebuie să intri în casa unui narcos, narcotraficant, și ne spawnăm în capelă. Așa. Oh, Spitfire. Me likey. Ah, nu, sunt Defender. Am început prost. Băi, măcar am dat mai scutul, adică până mă moară pe mine, 7 cuțite mă taie pe mine. Am văzut că mai toți inamicii din ultimele bătălii și-au început intrarea în casă de sus, de la etajul superior. Deci poate e o pâine de mâncat stând acolo la pândă. Expresia asta, e o pâine de mâncat, vine din fotbal. Comentatorii aia de la ProTV sau de la DigiSport. E o pâine de mâncat pe banda dreaptă, acolo unde chipciu. Și a rămas expresia asta, e o pâine de mâncat. pe minute de gameplay. Știu că vă enervează acel watermark. Dar că să fă? Nu s-o să le dau bani lui Diu Record și după aia să aflu mâine, a, știi, s-a închis compania, ne pare rău. Nu sunt ei așa marca Omelette Chat. Așa că, na. În cazul în care vă întrebați pe ce telefon mă joc, și, shit, am uitat să umblu la grafică, e vorba despre Huawei P40 Pro. Mamă, dar stăm 1000 de ani după ăsta, frate. Hai mă, ăsta, nenea, ultimul. Așa. Hai să intrăm în setări. Ok, frame rate. Dăm la maxim. Grafică. Dăm la maxim. Peak. La scope. Ok, control, sensibilitate, audio. Deci grafica acum e dată pe maxim, da? A trebuit să arate într-un mare fel. Băi, rău n-arată. Asta clar. Mamă, câtă gaură am perete. Sărim și noi. N-avem buton de jump? E contextual. Trăiți ar contextualitate. Să pun aici oare? Aș pune aici o mitralieră. Pentru că acoperă foarte bine toate zonele. Cineva ar trebui să stea și la ușa aia. Așa.
Deci pot să vină pe aici sau pe aici. Ok. Aici avem mitraliera. Ar fi nasol să vină de aici. Aici nu prea protecție, nu-mi place treaba asta. Am pus un scutuleț. Frumușel. Aici e curent electric. Hai că suntem bine. Mă abia aștept să folosesc chestia asta. Pră-păd. Ia să folosim camerele de filmat. Evident că toți sunt pe sus. Să acoperiți toți porcii. Opa, văd sânge. Se cam trage prin pereți. Și avem un coleg mort. Omul cu curentul electric e mort. Cum m-ați tras, frate, în mine? Prin pereți? O să mor de înțeleg. Andronini. Ia mai să vedem cum a tras asta. Vreau să vă reluare. Ești nebun. De sus, mă. Se poate trage și din acoperiș. Bă, ești nebun. Nu știam pe asta. Ne-au făcut ăștia ca pe grătar. Deci pot să tragă și de sus. Incredibil. Trebuie să te uiți în sus mai nou. Sunt niște copii nebuni afară care urlă. Oare au declarat să iasă afară? Ok, hai să vedem dacă ne merge mai bine ca atacatori. Trebuie să ne răzbunăm. Să iau shotgun oare? Până ajung eu să mă apropii de ei, mă omoară. Așa, grenadă normală. Sper să meargă mai bine de data asta. Chiar sper. Ce guiță copilul ăla, Dumnezeule mare. Never have kids, kids. Never have kids. Hai cu echipa. Poate de data asta fac și un grappling hook, că am văzut că e o pâine de mâncat pe acoperiș, ca să zic așa. Uite, mă, i-am și găsit. A, uite-i. Uite-i, bă, ce se ocupă băieții. I-am găsit cam repede. Deci cam imediat după intrare. Asta e intrarea. Aici, imediat, după bucătărie. Mașină de spălat, nebunii. Asta e casa unui narcos. Uite-l pe ăla și se chinuie. Am găsit birou. Am găsit și bomba. Drona și sare. Ce e mișto. Mama, dar m-a sponat la mama naibii. Asta e ușa de mai devreme, cred. Ia să vedem, nu e aici o bubuială ca la carte. Așa. N-am intrat pe unde trebuie, dar nu contează. Shit, a dat drumul la gaz. Cum ar fi să trag pe aici?
Na, nu pot. Bă, deci nu ne-am apucat să trag, frate. Nici n-am apucat să trag. Am vrut să apăs pe butonul să trag, dar n-a mers. De unde a știut ăla că o să vină acolo, frate? De unde a știut? Incredibil. Hai că au rămas 3 la 3. Intră, intră, nu fi timid. Intră. Nu mă pricep deloc la jocul ăsta, m-au omorât ăștia în ultimul hal. Uite-l, mă, acolo. S-a dus. Până spargi tu asta. Cred că o să moară și asta în curând. Da, e ultimul. Încă în bătaie și runda asta. Suntem niște vârzălăi. E o idee. Dar vezi că vine ea după tine pe scări, fraiere. Ei știu unde ești. Ăsta speră că stă lângă bombă destul de mult timp. Ce schemă! Ce schemă! Ea urca seră după el și la coboră după ei. Ha-ha! Câștiga și noi o rundă. Ia uite-l, mă. Băiat de băiat. Ok, cam atât la firstplay.ro. Asta este jocul Area F2. Îl găsiți pe TapTap. Vreau să fie Rainbow Six Siege pe mobil. Și e cam greuț așa, nu la fel de greu ca Rainbow Six Siege, dar mă enervează că se trage prin pereți la anumite faze. Cam atât de la noi, pa!